Et salut frate, sunt Alexandru Novac și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Forza Street, un nou joc lansat și i-am mai jucat. Acum joc pe PC, dar e un joc de Android. S-a lansat și am mai făcut tutorialul și câteva key perks. O să mergem la eventul 2, unde a rămas. Și cursurile sunt mai ciudate, pentru că tu să apeși pe space. E un control cât mai simplu, nu controlezi tu mașina. Și na, și l-am descărcat ieri și dacă aveți și voi Windows, puteți să descărcați din PlayStation, din Windows Store, store-ul de la Windows 10 și na, nu e cine știe ce grafic, e un joc de telefon. Acum o să ne selectăm o mașină. Eu, mie mi-a picat mașina asta. De pe ce mașină ce a picat. Dificultate. Ok. Hai să dăm race. Și să vedeți cum e jocul, pentru că nu mă zici, cred că-l știu. Forza după Xbox, cred că... Deci nu e nicio diferență, practic. Și acum să te un joc. Uitați de like. Hai să vedem care-i fazuleanca. Ok. Să vedem. Bun. Jocul se încalcă. Nu are grafica asta ca în imagini. Dar în fine. Și o să așteptăm să se încalce. Că durează puțin. Bun. Și cum am spus, un joc de telefon. Și da, de aceea e mai altfel. Bun. Hai mă frate, jocule. Aolo. Stai puțin. L-am pornit și în doubt. Gata. A pornit. Și hai să începem. Mod guess. O să apeși pe space mai multe chestii. Nici la aici nu știi ce control. Și puteți vedea că se vede ciudat în cinematicuri. Și plus că s-ar putea să fie lag din cauza că nu detectează ca joc. Și asta e mașina mea. Aici tot s-o prind space-ul. După aceea pornim, am făcut un de ăsta bun și mai multe. Cușile nu s-a să alungi. Ok. Early break. Am pus-o perfect, bun. Acum am apăsat pe boost. Hai că avem, s-ar putea să întrecem pe băiat. Însă cinematicurile sunt cam la fel. După aceea o să fie pay to win. Ok, un guess ok. Curbă ok. Și acolo este finish-ul. După cum puteți vedea. Și hâț. Am făcut win, eu win. L-am vins pe acest băiat care cheamă, nu știu ce cum îl cheamă. Dar mă rog, cam asta e gameplay-ul jocului. Să spuneți dacă vreți să mai fac serie. Cu acest joculeț. Pentru că, na. Poate cu OBS-ul, știu? Bun. Acum suntem aici, l-am vins pe Pricer Mango 872 și acum o să primim o recompensă, 1000 de astea. Reward Super Chips. Ok, Omar îmi zice tutorial, mai multe chestii. Acum o să trebuiască să-l vinge pe, să ne întrecem cu Papa Anis Zita. Și azi vă prezint și
Deci asta este garajul. Bun. Aici sunt challenge-uri, daily login, dacă te loghezi îți dă niște, îți dă gold, îți dă de-astea, îți dă mai mult decât la alea. Dar alea am colectat, așa că o să dau race, o să merge la ăsta al doilea, este pentru slot story și ne trecem cu Papanzita. Asta va fi ultima cursă din acest episod. Și o să-l întrecem pe acest băiat. Ok, minus 1. La energie. Și hai să vedem, dificultatea arată acolo, dificultatea, dăm race. Bun. Cursul nu ținem foarte mult, controlul cam... Pentru PC un joc cam rău. Pentru telefon e cu un control simplu, pentru că, na... Pe telefon așa e. Mai simplist. Hai și o ruletă. Bun. Jocul în cinematice, după cum știți. După cum ați văzut la mine. Ok, am zis să apăs space. Așa. Prea mult gaz, dacă trebuie... Ok, am început un bun început. Să ne întrecem cu acest băiat. Cam să repet anumite hărți, anumite cinematice. Ok, am prins boost-ul. Și acum hâț. Hai, Eli. Și tot Eli. Yes. Ok, curbă ok. Eu sunt ăsta cu mașina galbenă, după cum și știți. Hai că l-am întrecut pe băiat. Bun. Ok, break. Perfect, yes. Acum bag un boost, pentru că mi-a... Boost oricum l-am deblocat, s-ar putea să mă întreagă băiatul. Cam la limită. Sau simt, știi? Deci la început, da, îl întrec eu. Dintr-o dată am prezentat mai viteza. Și cam ăsta a fost episodul de 7 minute. L-am trecut pe Papaniza. Cred că el ți-l dă. Cred că o poți și să-l schimbi, dar nu. Cam ăsta a fost epa.